Continuăm activ eforturile de promovare și susținere a aspirațiilor de integrare europeană a Republicii Moldova, având aici o abordare pragmatică. În prima parte a anului am acționat pentru a susține stabilizarea situației politice și recâștigarea încrederii partenerilor internaționali ai Republicii Moldova. Săptămâna trecută am efectuat transferul primei tranșe de 60 de milioane de euro din împrumutul de 150 de milioane de euro pe care România l-a angajat vis-a-vis de Republica Moldova. Nu am vrut să acoperim doar niște nevoi imediate, ci a fost important să folosim această tranșă de finanțare ca pârghie pentru deblocarea ajutorului financiar și a celorlalți parteneri ai Republicii Moldova. Mă gândesc aici, în primul rând, la Fondul Monetar Internațional și la Comisia Europeană. România este acum și un garant de credibilitate al Republicii Moldova prin modul în care a abordat această relație pragmatică cu Republica Moldova în acest an.